fost foarte simplu. Am fost în New York, am mâncat aceste sandwich-uri cu pastramă de vită, care sunt foarte populare în Statele Unite. La început nu știam prea multe despre ele. Știam NYC pastrami și cam atât. Știam că e o chestie foarte populară la ei, dar ulterior am aflat că această rețetă de pastrama ar proveni din România. Aparent undeva în secolul XIX, evrei stabiliți în România pregăteau această carne foarte des pe teritoriul nostru, iar ulterior au început să emigreze spre Statele Unite și au dus cu ei această rețetă. Când am aflat și asta, am găsit o legătură cu istoria, am găsit o zonă istorică în care să amplasăm magazinul, în piața Cogălnicianu mai exact, așa că am zis, de ce nu, haide să o facem. Am încercat foarte mult să susținem economia noastră și prin acest act de patriotism, să zic așa, aducând pastrama acasă, să ajutăm și alte business-uri mici să crească odată cu noi. Luăm bere de la producători locali românești, cremvâștii pentru hot dog, luăm de la o fermă locală din Cluj, distribuitorul nostru de pastramă este un producător din România, NYC Pastrami Delicatessen. Ia pieptul de vită, românesc desigur, pentru că, după cum am spus, susținem business-urile din țară. El este ținut într-o saramură condimentată, una, două săptămâni, apoi este îmbrăcat într-un mix de condimente și afumat cu lemn de fag. Asta îi dă acest gust specific pastramii, NYC pastramii. Noi am încercat să mergem și pe variantele clasice, să zic așa, care sunt foarte cunoscute în New York. Am încercat de asemenea să facem și niște reinterpretări ale noastre. Urmează să ne mutăm peste două luni în cartierul evresc, pentru că mi se pare că se leagă un pic mai bine cu povestea noastră despre pastramă și cu originile acestea. În acest loc vom pregăti un nou proiect super tare. Vă așteptăm pe Instagram, pe Facebook să ne urmăriți și să vedeți ce urmează. Și până atunci, în următoarele două luni, așteptăm cu drag la Grebit, Calea Plevnei numărul 57, în piața Cogălnicianu, să mâncați cea mai bună pastramă din România.